Nu știu dacă ați cunoscut vreodată oameni inconsecvenți, dar nu mă refer așa obișnuiți, ci neobișnuiți de inconsecvenți. Ați avut ocazia să întâlniți oameni împrăștiați, care se apucă astăzi de una, mâine de alta, au 100 de idei de afaceri, imediat vine, îți prezintă oportunitatea, mâine îți mai prezintă încă vreo 3, dar nu se apucă de nimic și nu fac nimic în viața lor. Am avut ocazia să întâlnesc un astfel de tânăr care avea foarte multe idei. Venea și spunea: Ionică, fii atent, mamă, avem o idee de afacere, trăznet, cu asta dăm lovitura. Ziceam, bine, ok, hai zi despre ce e vorba. Spunea nu știu ce, mâine, bă, aia nu-i bună, stai că am găsit alta mai bombă, să vezi, uite acolo, dacă investim, să găsim oameni, bă, zic, lasă-mă în pace. Până la urmă, nu a realizat mare lucru, a schimbat nu știu câte joburi și tot un împrăștiat a rămas. Da. Uneori viața noastră, și nu doar uneori viața noastră, este în felul acesta. O serie nesfârșită de începuturi. Și nu mă refer la acele încercări pe care noi le facem și uneori ne duc la eșec pentru a ne îndeplini un vis mai mare. Cine mă refer la acele începuturi, tot începi să faci anumite lucruri și nu te duci într-o direcție anume, n-ai o direcție în viață, nu vrei să realizezi ceva, nu ai foarte clar în capul tău ce vrei să faci. Și tot încerci, și asta, și asta. Dacă e să ducem ideea aceasta în sfera moralismului, aici lucrurile sunt chiar de-a dreptul ilariante, pentru că la fiecare început de an, noi începem să fim mai buni, să fim mai sfinți, să fim mai credincioși, să ne rugăm, să citim mai mult Biblia și știți începuturile astea. De zeci de ani tot începem. Și mai vin și oportuniștii cu listele lor și ne spun: o, dacă vrei să fii om după voia lui Dumnezeu, trebuie să începi așa, trebuie să faci așa. Și listele continuă. Și în felul ăsta ajungem la un fel de zăpăceală existențială în care nu știm ce să mai facem cu viața noastră. Început sau începuturi? Spunea cineva că există două zile foarte importante, cele mai importante zile din viață. Aceea în care te naști și a doua, aceea în care ai aflat pentru ce te-ai născut. Care este scopul vieții tale? Acum că suntem la începutul anului, cu siguranță că vom face liste foarte lungi sau planuri cu ceea ce trebuie să facem în noul an și este bine. Dar întrebarea este cât dintre ele ajung la îndeplinire, la finalitate, la sfârșitul anului. Faceți liste și uitați-vă la sfârșitul anului să vedeți cât de serioși ați fost. Este cea mai bună oglindă. În cartea lui Dumnezeu am întâlnit un om mare care a avut parte de mai multe începuturi, mai multe încercări de a fi mai bun, de a fi mai sfânt, de a fi mai pe placul lui Dumnezeu, mergând pe rețetele recomandate de alții. Și dacă e vorba de viața voastră, vă dau un sfat. Nu țineți cont de nicio rețetă, pentru că e vorba de viața voastră. Și aveți o singură viață și dacă încercați mai multe rețete, viața se duce și ați terminat cu timpul ei. Nu mergeți după rețete. Da, puteți să luați unele idei dintr-o parte din alta, dar când vine vorba de ceea ce vrei să faci tu în viață, aici nu merge după rețete. Aici merge după ceea ce simți, după ceea ce îți dorești cu adevărat să faci în viața ta. Apostolul Pavel a avut parte de o educație în care a fost învățat cum să tot înceapă și cum să fie mai. Sabatul trecut am ținut o predică la Apateu, Chitul Pocăinței, chiar vă recomand, și o să revin într-o altă ocazie cu un update al ei, pentru că n-am avut timp atunci, era tot așa o ocazie în care frații trebuiau să meargă la mormântare și trebuie să fiu mai scurt. Dar merită aprofundat ideea asta de chituri ale pocăinței, recomandări date de alții ca să fii mai.
Și până la urmă îți dai seama că nu este decât o loterie și o mare șmecherie altora de a te controla și de a te ține sub papucul lor. Aici nu avem timp în viață de începuturi. Să tot ne gândim, oare ce facem cu viața noastră? Mă gândesc și azi și mâine și poimâine. Trebuie să știu exact ce fac cu viața mea. Chiar dacă mai am parte de căderi, de eșecuri. Saul s-a întors la Dumnezeu, spune Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Și modul în care este prezentat în acest capitol arată o întoarcere radicală și arată o descoperire pe care o are ca să facă ceva semnificativ cu viața lui. Până când l-a cunoscut pe Hristos, Saul făcea doar ce îi spuneau alții. Ați reținut unde vreau să bat. Până când l-a cunoscut pe Hristos, Saul sau Pavel a făcut doar ce îi spuneau alții. Lucruri bune, extraordinare. Chiar spune el că am trăit după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Și întrebarea este, cum este posibil să faci lucruri pioase, lucruri sfinte, lucruri mari în sfera religiei și să nu-L cunoști pe Hristos exact? Dacă ne uităm la istoria creștinismului, este o întreagă luptă a unora de a te convinge ce este adevărul și de a-ți da rețete cum să trăiești ca să te poată controla. Gândiți-vă că au fost oameni care au fost mutilați sau arși pe rug pentru că nu aveau doctrina corectă, chiar episcopi. Și după aia, când s-a schimbat regimul politic, ceea ce declaraseră ei că este bine, a fost declarat și oficial. Na, acum mai bine. Și adevărul se schimba în funcție de interesele împăratului sau ale celor care conducea. Un fel de loterie a adevărului. Ce este adevărul? Ajungem la întrebarea lui Pilat. Și dacă tot începi în felul acesta, după rețetele date de alții, îți vei epuiza toată viața. Și așa a făcut până la un punct și Pavel. Spune cuvântul că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Ce motivație extraordinară avea, nu? Să lupți o viață întreagă împotriva altora. Și a zice, bă, dar păcătos era Pavel ăsta. Dar știți că și noi facem exact la fel? Într-o altă manieră. Credem că dacă cineva crede diferit de noi într-o chichiță teologică, și apropo să știți că marile războaie și marile pogromuri s-au realizat după chichițe mitologice și doctrinare. Nu după lucruri de esență creștină. Nu! Când a fost marea coaliție și expediție împotriva albigenzilor, erau unii pe teritoriile alea și catolici. Și ducele a întrebat pe legatul papal, Sire, dar cum facem deosebirea între unii și alții? Foarte simplu, omoare pe toți. Adică, până la urmă, nu contau chestiile astea, erau doar un pretext, un pretext de luptă. Homousios și homoiusios, o literă diferență, o natură, două naturi, trinitate și toate alelalte. Au fost motive de război, de răzmeriță, de răscoală, vărsări de sânge. Mii și milioane de oameni au fost omorâți. De ce? În numele unui început. Asta este bine. Și asta a început și Pavel, să meargă pe calea aceasta prescrisă de alții. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Când începi ceva, știi ce începi? Știi pe ce drum te duci? Sau dai ca la blinker? Știți pescuitul de la blinker, cei care sunteți pasionați. Pui o linguriță în vârf, acolo în capătul firului și arunci într-o parte,
nu mușcă, arunci în cealaltă parte, nu mușcă și tot încerci așa, până când mușcă, iese ceva. Ei, la pescuit merge. Dar în viață nu prea merge să faci de multe ori începuturile astea, pentru că s-ar putea să nu mai e timp, dacă tot asculți de toate recomandările. Și spune că Pavel îi prigonea pe creștini, mergea pe un drum, a început ceva și de fapt nu știa că merge pe o cărare greșită. Cine ești tu, Doamne? Răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Dacă stăm să ne gândim, oamenii mari care au realizat ceva în viață, n-au luptat împotriva altora, ci au luptat ca să realizeze ceva. Mi-a plăcut foarte mult o idee pe care o spune alchimistul din cartea lui Coelho. La un moment dat, în timp ce stătea de vorbă cu păstorul andaluz, i-a spus, majoritatea oamenilor nu-și trăiesc legenda personală. Ei trăiesc viețile altora, trăiesc după spusele altora, după recomandările altora, dar ei nu-și trăiesc legenda personală. Și spunea, secretul adevărat al vieții este să trăiești legenda personală, să faci din viața ta o poveste extraordinară. Și Pavel și-a irosit ani din viață ca să ce? Să lupte împotriva acelora care nu erau corecți din punct de vedere doctrinar, sesizați similitudini. Nu vreau să merg mai departe. Trageți dumneavoastră concluziile. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Poți să fii un apărător, un așa zis apărător al adevărului și să nu-L cunoști deloc pe Hristos. Pentru că dacă vă uitați foarte bine în Evanghelii, Hristos n-a făcut prea multe doctrine. Da, Hristos n-a făcut prea multe doctrine. A zis, aveți legea, aveți profeții și în rest de aici, uite, sunt câteva chestii simple pe care trebuie să le faceți. Asta înseamnă viața veșnică, asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Restul nu sunt decât lucruri care dau naștere la certuri. După aceea spune că tremurând și plin de frică, a zis, Doamne, ce vrei să fac? Cu alte cuvinte, de unde să încep? Și Dumnezeu i-a zis, scoală-te, i-a zis, Doamne, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Saul, care a devenit ulterior Pavel, a fost descoperit de ceilalți din biserică și li s-a spus că s-a convertit, a stârnit foarte multe prejudecăți de partea fraților și împotrivire din partea iudeilor. În momentul în care începi un alt drum în viață, în momentul în care știi ce vrei, așteaptă-te să ai cea mai puternică împotrivire. Știți de ce? Pentru că oamenii nu suportă alți oameni care reușesc și alți oameni care sunt mai bine orientați ca ei. Apare invidia asta și după aceea se stârnesc toate bârfulițele și toate vorbele din colțuri. Bă, cum am luat-o? Așa, așa și pe dincolo auzi? Vai de mine! Cum a reușit asta? Și sunt foarte invidioși. Chiar dacă ai performanțe și reușite în domeniul spiritual. Spune cuvântul că în momentul în care au auzit, au zis, Doamne, dar știi ce a făcut omul ăsta? Știi că împrăștia moartea în jurul lui? Cum să avem încredere în el? Da, lasă, zice, n-aveți voi treabă. Că eu știu că este un vas ales și știu că omul acesta până acum a fost greșit orientat. Prejudecățile noastre limitează potențialul celorlalți. Nu le oferim credit, nu le oferim încredere. A, ăsta e așa, pac, l-am pus la colț, în cutiuța roșie. A, ăsta e așa, l-am pus în cutiuța galbenă. A, ăsta e așa, l-am pus în cutiuța neagră. Însă, în felul ăsta, noi putem să limităm dezvoltarea lui
Putem să limităm niște beneficii pe care le-am putea avea dacă i-am dat credit. Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi gândit ca noi? A, într-adevăr, un prigonitor pus pe viață acolo, eticheta în frunte, la revedere. N-avem ce discuta cu ăsta. Ăsta este greșit orientat, este înfiletat invers. Nu merge. Dumnezeu a luat omul acesta, care a avut mai multe începuturi greșite și a zis, trebuie să ai un nou început care să-ți ghideze viața pentru totdeauna și care să facă din tine apostolul neamurilor. Și într-adevăr Dumnezeu n-a greșit. Pentru că apostol mai mare decât Pavel nu s-a mai născut, misionar mai bun ca el nu s-a născut și teolog și om care a scris mai multe epistole din Scriptură. De ce? Pentru că Dumnezeu oferă șansa unui nou început pe care să-l prindem și să-l ducem până la capăt, să ducem până la sfârșit. De aceea Eclesiastul spunea că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și aici tot m-am gândit, oare ce vrea să zică Eclesiastul cu treaba asta? Adică să fii serios, să iei un lucru, să-l începi și să-l duci până la capăt. Sfârșitul este mai bun, pentru că arată că ești un om serios, ești un om consecvent, ești un om care atunci când începe ceva, duce la bun sfârșit. Și asta spune și în Psalmul 1. Tot ce începe, ce face? Încearcă și încearcă și încearcă și nu mai termină niciodată, nu? Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Adică ești consecvent. Nu ai doar începuturi, ci ai și sfârșituri în viața ta. Adică duci la finalitate ceea ce ai început. Mi-aduc aminte vis-a-vis de începuturi și planuri A, B, C. I s-a luat odată la o televiziune un interviu lui Arnold Schwarzenegger. Îl cunoașteți, este foarte cunoscut, nici nu mai trebuie să-i fac alte prezentări. Și la un moment dat l-au întrebat reporterii, cum ai reușit în viață? Ai avut mai multe planuri? Și a început să râdă, mai multe planuri? Ce înseamnă asta, mai multe planuri? Am avut un singur plan! Am vrut să devin campion la fitness și la culturism. Și alt plan n-am avut. Și de aceea oamenii nu reușesc în viață, pentru că ei întotdeauna se bazează pe planul B, C, D. Aici nu vorbesc despre metode de implementare a planului, ci pe planuri de viață. Și dacă nu merge ăsta, încearcă un alt plan, încă un plan, încă un plan și așa mai departe. Și viața lor este una eșuată. Zice, dacă vrei cu adevărat să reușești, nu există planul B. Trebuie să ai o țintă foarte clară unde vrei să ajungi și te zbați pe diferite căi să ajungi acolo. Eu n-am avut niciodată un plan B. Când Cezar a vrut să cucerească Britania, a ars toată flota și a zis, băieți, de azi înainte să vă fie foarte clar, nu ne întoarcem acasă până nu cucerim toată Britania. Nu mai există întoarcere acasă până când nu reușim planul ăsta, să vă iasă din minte întoarcerea. Nu mai există drum înapoi, ci doar înainte. Și a reușit. De ce? Pentru că avea un plan să meargă înainte, până la capăt. Dacă ne gândim la Apostolul Pavel, în momentul în care l-a întâlnit pe Iisus Hristos, viața lui se schimbă, are un motiv pentru care să lupte. Și un scop pentru care să lupte. Domnul i-a zis lui Anania, versetul 15, du-te că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Poate că până acum ai luptat pentru anumite lucruri în viață. Ai tot încercat. Și una și alta. Dar nu știi ce trebuie să faci exact cu viața ta. Poate că ar trebui să te gândești mai bine la ceea ce trebuie să faci cu viața ta. Pentru că nu-ți permiți luxul acesta să irosești ani din viață, să tot încerci. Oare ce ar fi bine să fac în viața mea? Într-adevăr, viața lui Pavel a fost una extraordinară. A fost un vas pe care Dumnezeu l-a ales și a dat rezultate această alegere. Ce s-a întâmplat
după ce a fost vindecat, după ce a fost botezat, ne-am așteptat să meargă în continuare la fel. Mai iau ceva de aici, mai de acolo, o cârpesc eu cumva, așa cum facem și noi la convertire. După ce am luptat împotriva altora o viață întreagă, începem să luptăm împotriva altora în continuare. Și tot începem, și tot începem. Mai dăm o picătură de rugăciune, mai una de studiu biblic, mai un capitol citit, mai un verset, dar în principiu a rămas aceeași. Și tot începem, tot începem. Însă viața lui Pavel n-a fost așa. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a rămas câteva zile, spune cuvântul, versetul 20, îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Când te-ai orientat și ai pornit, te duci cu entuziasm, nu te scarpi după cap, zici, oare, hai să văd care sunt riscurile, oare cât aș putea să fac cel mai puțin ca să nu sacrific prea mult, hai să fie pierderile minime. Și uneori e bine să gândești în felul ăsta, dar când e vorba de visul tău, de viața ta, de ceea ce vrei să faci, dacă ai entuziasmul ăsta, nu realizezi nimic. Îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpădă în Ierusalim pentru cei ce chemau numele acesta? N-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților, celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Atunci când ai descoperit cu adevărat care este ținta vieții tale, nu mai poți să fii un om descurajat. Să stai zile în șir în depresii, să stai zile în șir plângându-ți de milă, să stai zile în șir și să tot cauți nemotivat, trist, amărât, abătut. N-ai cum, pentru că ți-ai găsit rostul. Ți-ai găsit rostul. Și în momentul în care Pavel și-a găsit rostul, și-a găsit direcția, observați acest entuziasm al lui. În momentul în care era în temniță, scria epistole de încurajare. Majoritatea le-a scris din temniță. Ar fi putut să zică și el, bă, nu mai pot de reumatism, mă dor ciolanele, încheieturile. Mai scriu și eu la drepturile cezarului ca să mai modifice condițiile de detenție, să-mi dea confort sporit. Că nu mai suport umezeala și șobolanii și mucegaiul și frigul din închisoare. Ați văzut ceva de genul ăsta în epistolele lui Pavel? În niciuna n-am găsit. Întotdeauna laudă pe Dumnezeu, este fericit, cântă cu picioarele în butuci, bătut măr. De ce? Pentru că și-a găsit direcția în viață. Și în momentul când ți-ai găsit acea direcție în viață, nimic și nimeni nu te mai poate împiedica să fii fericit, să fii împlinit. Oamenii mari s-au focusat întotdeauna pe opera vieții lor, nu pe viețile altora. Fiți atenți, este important lucrul acesta. Observați, iudeii, farisei erau întotdeauna focusați pe viețile altora. Bă, ce mai face ăsta? Ce mai zice ăsta? Ce mai predică ăsta? Tot după urmele lui. După ce s-a înălțat Iisus la cer, au continuat cu apostolii. Bă, ce mai predică ăștia? Pe unde să duc? Nu știu ce. Și numai să bage bețe în roată. Asta era opera lor. Asta era viața lor. Însă, dacă ne uităm la apostoli, opera vieții lor a fost să-L predice pe Hristos, să ducă Evanghelia peste tot în lume și să facă altceva. Nu mai erau focusați pe viețile altora, preocupați să vadă ce fac, să fie tot pe urmele lor, ci erau preocupați cum să le facă bine și cum să aducă o rază de speranță în viața lor. Mari oameni care au binecuvântat lumea aceasta n-au fost preocupați de ceea ce fac alții. Au fost preocupați de ceea ce fac ei. Vă dau câteva exemple. Arhimede.
în momentul în care au venit romanii să ia Siracuza, era atât de preocupat de calculele lui și de cercurile lui matematice, încât i-a spus soldatului: nu te atinge de cercurile mele, lasă-mă cu cetatea, ia-o, fă ce vrei, dar nu te atinge de cercurile mele. Era o chestie serioasă ce se întâmpla în jurul lui, ce ziceți dumneavoastră? Era de viață și de moarte. Pe cum adică cetatea ai luat, ăștia ne iau sclav? Zici, lasă-i în pace, că ori vin ăștia, știți cântecul ăsta lui Socaciu, ăștia hoți, ăia hoți și continuarea o faceți voi, da? Da, asta e până la urmă. Era atât de focusat pe opera vieții lui, încât nu mai stătea să se gândească la lucrurile secundare. Francisco Goya, când era pe patul de moarte, a fost întrebat: maestre, ce faceți? Încă mai învăț. Încă mai învăț. Este cel care a făcut acele celebre gravuri, printre care una dintre ele e intitulată Somnul rațiunii naște monștri. Încă mai învăț. Și era atât de cunoscut, spune istoria, că ajunsese faima lui până în țările române și nu era internet atunci, nu erau mijloacele de comunicare pe care le avem astăzi. Și marele Francisco Goya, ultimele lui cuvinte a fost: încă mai învăț. Era focusat pe opera lui, pe ceea ce are de făcut. Marele Da Vinci, în momentul în care și-a spus ultimele cuvinte, a spus: l-am ofensat pe Dumnezeu și am supărat omenirea pentru că opera mea nu s-a ridicat la acea calitate care era nevoie să ajungă. L-am ofensat pe Dumnezeu și am jignit omenirea cu opera mea. Pe cum adică Da Vinci să spună lucrul ăsta? De ce? Pentru că el era preocupat de opera lui, de ceea ce trebuie să facă, nu de ceea ce facă alții. N-a avut timp de așa ceva. N-a avut timp să tot încerce tot felul de lucruri în viață. Acum că suntem la început de an, dacă vrem să începem, haideți să începem un singur început și să renunțăm la începuturi. Să ne gândim ce vrem să facem cu viața noastră în mod serios. Și să încetăm cu pescuitul ăsta existențial la blinker. Merge? Nu merge. Mușcă? Nu mușcă. Hai că mai încercăm și asta, și asta, și cealaltă, și cealaltă. Și vedem ce o ieși până la urmă. Dumnezeu vrea ca viața noastră să aibă un început sănătos, în care conștientizăm ce trebuie să facem și să mergem pe drumul acesta până la capăt. Chiar dacă vom mai greși, chiar dacă vom avea mai multe încercări spre împlinirea aceluiași țel, până la urmă vom reuși. Și vom reuși să înțelegem că frumusețea vieții este când începi ceva și duci la bun sfârșit. Aș vrea ca în anul acesta care stă în fața noastră să ne gândim la viața noastră și să ne gândim care este începutul și care este sfârșitul la ceea ce vrem să facem, unde vrem să ajungem. Și să nu mai fim acei moraliști care tot încep și nu mai termină niciodată. Despre ei vorbește Sfântul Apostol Pavel în a doua sa epistolă, capitolul 3, către Timotei, unde spune că sunt unii care tot învață și nu mai ajung la cunoașterea deplină a adevărului. Tot învață, tot studiază și degeaba. Pentru că ei au parte doar de începuturi și mai spune ceva acolo. Dar nu ne place să luăm lucrurile astea mai tăioase. Depărtează-te de oamenii aceștia. Depărtează-te de oamenii nemotivați. Depărtează-te de oamenii cârcotași. Depărtează-te de oamenii nemulțumiți și nemulțumitori. Depărtează-te! De ce? Pentru că noi am inventat un comunism cristic. Trebuie să iubești pe toți, da, trebuie să iubești pe toți. Însă dacă ceilalți, prin comportamentul lor și prin felul lor de a fi, te drag în jos, ce faci?
rămâi în compania lor că iubești. Nu, pentru că îți otrăvezi viața, te demotivează, chiar te corup. Și în felul ăsta n-ai cum să iubești la fel. Poți să le dai o șansă, dar dacă ei nu vor, nu poți să-ți băltești viața în jurul lor, pentru că în felul ăsta irosești viața ta și s-ar putea să ajungi exact ca ei. Depărtează-te de oamenii aceștia. Începe un lucru și du-te spre ceea ce vrea Dumnezeu. Început și începuturi. Fiecare dintre noi putem să alegem ce vrem să facem. De ce vrem să avem parte de un început sănătos care să ne ducă spre un sens, spre o țintă? Sau să tot începem în fiecare an, fiecare săptămână, în fiecare lună, scriem în calendare, rupem foi, bifăm și viața este un nonsens. Dumnezeu să ne ajute să avem parte de un început și să lăsăm la o parte începuturile. Amin.